Salut trapperilor! Eu sunt Carmen, iar astăzi vom pleca de la un videoclip straniu. Să mă fă dracu să-mi beau la vața! În videoclipul putem observa pe OG Stibule cum vorbește despre Lavața. Lavața a fost înființată de Luigi Lavața. Luigi. Pe fratele lui Luigi îl cheamă Mario. Știți cum îl cheamă pe fratele lui OG Stibule? Păi îl cheamă Alexandru, după cum știm din piesa Contactu. Bă, frate meu, Alexandru! Contactu? În această piesă se aude foarte clar alo. Alo. Același alo se aude la fel de clar și în piesa Dragostea din Tei. Alo? Dragostea din Tei. Tei. Teiul are fiecare floare formată din 5 sepale. Sepala face parte din cântecul lui Jesse din Copiii de la 402. Stamina, pistil și petală, sepală, receptacul și asta-i tot. În același videoclip, deviza finală este: când ai probleme, copiază! Știți cine mai copiază? Exact, Nane. Am copiat, ne-a rupt. Pe lângă asta, Nane apare și el în piesa Contactu. Coincidență? Nu prea cred. El este un om foarte șmecher și uneori cred că a mai trăit odată. Nane are o piesă pe care o cântă toată lumea și se numește BMW. De la ce vine oare? Exact, de la BMW. Rivalul BMW este Mercedes. Nane conduce un Mercedes, dar de ce a scos piesă cu numele rivalului? Dacă el conduce Mercedes, să însemne asta că un Nane în altă viață a condus un BMW? Poate, însă ne mai trebuie dovezi. Nane a pregătit un album pe nume Nanalien. Alien mă duce cu gândul la spațiu. Ca să ajungi în spațiu, ai nevoie de o rachetă. În piesa Altă viață, Nane a pus o rachetă în titlu. Cuvântul rachetă are 7 litere. Dacă ne uităm atent în versuri, după al 7-lea rând, următoarele 4 linii ascund un mesaj. Aproximând cuvintele pe diagonală și folosind un algoritm logic, obținem: începem conexiunea despre care te învață al 3-lea ochi. Acum poate vă întrebați, Carmen, dar de ce pe diagonală? Păi, după cum v-am spus, totul are logică. Dacă intrăm pe Wikipedia, aflăm că diagonala este segmentul de legătură dintre două vârfuri neînvecinate ale unui poligon, excluzând triunghiul. Dar de ce excluzând triunghiul? Illuminatii are formă de triunghi. Asta înseamnă că Wikipedia vrea să ascundă secretul Illuminatii și ne sugerează să nu luăm cuvintele pe diagonală pentru a nu dezvălui adevărul. Așadar, la ce se referă Nane aici? Cuvântul conexiunea se referă sigur la semnalul 5G. Din câte știm, semnalul 5G este 5G, care sunt Illuminati confirmed. Shelly face parte din 5G. Nane a fost în podcastul lui Shelly. Coincidență? Poate, însă vă mai aduceți aminte de BMW și Mercedes? Ce face Nane cu mașina? Păi ce ar face orice băiat cu BMW sau Mercedes? După cu arde seara pe oraș. Dar ce înseamnă asta? Dacă transformăm aceste 3 cuvinte în cifre și le adunăm, obținem numărul 156. 156, 1 minut și 56 de secunde. Dacă ne întoarcem la piesa Altă viață și dăm play la 1 minut și 56 de secunde, se aude foarte clar următorul cuvânt. Cuvântul se aude și pe vocea a doua, demonstrând astfel că Nane comunică prin piesă cu un Nane din altă viață. Asta demonstrează faptul că Nane este extraterestru și în viața sa anterioară conducea un BMW, unde a învățat să utilizeze conexiunea 5G prin puterea celui de al 3-lea ochi, atribut pe care îl are și în această viață, iar albumul său Nane Alien va transmite instrucțiunile de utilizare a acestei conexiuni. Clar, fără nicio îndoială, Nane face parte din Illuminati Confirmed. Blank Beats Production. Carmen, mă numesc Pro. Guarda ta e la mine în studio? Ce te uiți așa, te rog, nu mă enerva, că demonstrează tantic că ești Illuminati.